Parte a cantonamentului este bazată mai mult pe aspectul fizic, pe pregătirea fizică. Până în momentul de față, jucătorii au răspuns foarte bine. Sunt mulțumit de modul cum s-au prezentat în primele 4 zile. Important este să nu avem accidentați, să fim apți pentru antrenament, pentru că în a doua parte avem și o serie de jocuri amicale, de jocuri bune, și trebuie să fim pregătiți pentru reînceperea campionatului. Greu de convins jucătorii să rămână atâta timp în cantonament, e o perioadă extrem de lungă. Așa este, este o perioadă neplăcută pentru jucătorul de fotbal, însă fără această perioadă nu poți fi la un nivel pe care toți ne-l dorim, adică la un nivel maxim. Bineînțeles că între cele două stagii de pregătire vor avea 3 zile liberi și atunci lucrurile vor intra normal. Primul meci ieri, v-ați dat seama așa sau a fost mai mult un antrenament? S-a și întrerupt meciul mai devreme? Pentru mine a fost un antrenament. Un antrenament pentru că am întâlnit o formație de Liga 3-a din Turcia. Sincer, rezultatul nu prea m-a interesat. M-a interesat mai mult aspectul fizic al jucătorilor. Au răspuns bine. Din punct de vedere fizic este clar că nu suntem încă pregătiți pentru joc, pentru un joc oficial, și atunci ușor vom ajunge acolo unde ne dorim, adică din punct de vedere fizic să fim apți. Rezultatele astea din amicale vă interesează, vă interesează să câștigați meci de meci sau vă interesează doar jocul echipei? Bineînțeles că ne dorim cu toții să câștigăm toate jocurile amicale, pentru că un joc amical este ca un antrenament. Dacă pierzi jocul, înseamnă că este un antrenament nereușit și atunci nu este ok. Dar baza este, din punctul meu de vedere, sunt jocurile oficiale. Sunteți cu ochii și pe ceea ce fac celelalte echipe, pe transferurile lor? Vă interesează că Mutu a venit la Petrolul, Zicu la Petrolul? Bineînțeles că ne uităm la toate transferurile, pentru că peste o lună de zile vom începe returul campionatului și atunci ne interesează jucătorii care vin, jucătorii care pleacă. Din punctul meu de vedere, Mutu este un transfer reușit pentru Petrolul și la experiența care o are și, mă rog, sunt convins că poate să ajute foarte mult echipa Petrolul. Zicu la fel, cheșerul la Steaua, Alibec și Pap se pare la... Transferuri foarte bune, transferuri reușite, echipe care, cum sunt Steaua, Astra, Petrolul, care se luptă pentru titlu, este normal în perioada asta să facă transferuri. Dumneavoastră așteptați întăriri la echipă? Aveți nevoie de jucători noi? În momentul de față avem nevoie de 2-3 jucători pentru a realiza obiectivul pe care ni l-am propus. În momentul de față, poziția noastră din clasament, locul 6, la 5 puncte de locul 4, care duce în locul care duce în participare în cupele europene. Ne dă speranță să ne gândim și noi la o participare în cupele europene. Și atunci, pentru a realiza acest obiectiv, avem nevoie de, bineînțeles, de întărirea lotului. Vor veni acei jucători? Se vorbeau și de jucători aduși în probe, fratele lui Mike Tevajera sau fratele, sau erau doar... Nu, sunt discuții. Cu siguranță vor veni 3-4 jucători în test, în probe, și atunci vom lua o decizie dacă e prins sau nu. Acel atacant sud-american despre care se vorbea, de la Hurricane sau... Da, este... Deja am luat un prim contact cu impresarul lui și probabil că... Bine, asta este treaba managerului care se ocupă de acest lucru. Poate va veni, nu știu. Când vedeți totuși că o echipă cu care vă aflați în bătălie directă pentru loc de Europa League, Dinamo slăbește și vinde jucători, mai există și motive de bucurie, să spunem? Da, este politica lor. Noi avem politica noastră la clubul nostru, ei la fel. Important este ca în momentul în care vom începe returul să fim pregătiți pentru a ne realiza obiectivul. Până acum, rămânele lui Sunt Mărtean cel mai bun transfer al Vaslui? Este clar că Sunt Mărtean, în momentul de față, după părerea mea, este cel mai bun mijlocaș din campionatul românesc. Având în vedere că avem și golgeterul campionatului, pe Liviu Antal, este clar că avem câțiva jucători foarte buni,
pe care ne vom baza în meciurile care urmează. Păi l-a simțit vreodată afectat de faptul că în fiecare perioadă de transferuri se vorbește de plecarea lui de la Vaslui, de faptul că va ajunge la Steaua, sau el e mereu liniștit? Nu l-am simțit niciodată. Lucian Sâmbătean este un fotbalist profesionist, dă 100% în antrenament, 100% în jocuri. Eu n-am ce să-i reproșez, nici la antrenament, nici la joc. Este un lider de echipă, un băiat care, în afara faptului că, v-am mai spus, este un jucător foarte, foarte bun, un jucător care poate face diferența în orice moment al jocului, este și un băiat de caracter, care strânge grupul, ține grupul aproape. Cât de mult credeți în șansele de a ocupa acel loc de Europa League în acest moment? Cum vedeți lupta? Eu nu pot să dau un procentaj, însă am declarat-o și mai devreme că, ca să ne realizăm obiectivul, avem nevoie de întăriri și avem nevoie în special de concurență pe posturi, deci ne mai trebuiesc încă 3-4 jucători.